ziua lui. Pentru că n-am vrut, că am zis că o să pun pentru da, toată. Se pare că ne-am distras atunci și eu știu că m-am distras ziua lui. Ba, dar acum o să vă distras mai mult. Nu știu. Eu n-o să pot dansez. Mulțumim, Laura! Rucuța de tine, cu plăcere. Gata, că ne-ai deranjat, destul de ducem în cameră. Lasă oglinda acolo, pui. Hai, iubică, uite cât timp am pierdut pe aici. Hai în cameră. I wonder if you know, if you know in Tokyo. Și cartofia să a mai mestecat puțin cu agricultor sau să o lasă doar așa? Raimund, lasă să mai mesteci în ei sau o lasă? Da, e mai lasă și pai mai întorci o dată, așa. Da, mai lasă, lasă, că nu sunt gata în 3 minute. Și după aia dau doar deasupra, nu? Să-i rumenesc. Da. E bine, dar trebuie să fac asta. Unde nu găsesc, mă, mediu, mă, să... Doamna Rebani. Eu n-am pomenit așa ceva. Uite acolo, mă, pe fundul ăla, aia, acolo, ăla. Da. Dar mersi că mi-ai dat ăsta prima. Nu, că acum l-am văzut pe mine. Eu înțeleg că tu ai reacționat așa pentru că ai crezut că ți-am lăsat ceapa deoparte și m-am preocupat nu, de altceva. Nu, dar așa-mi faci altceva. Tot timpul, nu e vorba de mai de dar nu-ți mai cer să sunt aici, apă, promit că nu. Acum fac eu cap-coadă când mă pun și gata. Dar nu e vorba de asta, Raimund, vezi cum te comporți. Dar nu că mă compor, dar dacă eu zic că întrebe ceapa, atunci nu se ceram că vreau să tai și să mă uit la ea și să o pun după o oră. Guriță, cred că nu puteai să aștepți 5 minute. Nu era foc, crede-mă. Știu cum se pregătește fasole. Ai putea să aștepți 5 minute. Mai că tu te-ai ambiționat în acel moment pentru că ai crezut că mă preocupă altceva. Eu oricum te preocupă altceva, nu mă Tina. Preocupă hai, altceva. Nu-mi place când mai... Hai, nu vreau să mă treabă de asta, dar mi-a dat ține să nu la mișto. Ca nu ești luat la mișto. Ba da, sunt luat în mișto și în de râs. Cine ești luat la mișto? De iubita ta? Asta e problema. Dacă tu crezi că ești luat la mișto, tocmai de iubita ta. Măcar dacă ai crede de oricine altcineva.
sincer acum. Încearcă să mai crezi asta. Că nu am nimic cu tine. Eu încerc să-ți găsesc o explicație, să spun că tu ai crezut asta probabil din cauza că nu m-ai văzut că mâncam și de asta. Și ai fost ironic, ți-a scăpat la secundă. Dar asta nu înseamnă că reacția ta a fost explicată. Ai avut motiv întemeiat. Și pentru că știu că nu am cu cine să mă contrazic, te-am lăsat în pace. Ce ai crezut tu că m-a deranjat că mi-ai cerut să te ajut? Pentru că nu e prima oară că n-am fost cu ceapa, la fel. Adică, când ți-a mai făcut? Ai făcut și ultima oară. Când? Că nu știu să tai o ceapă, ce, nu poți să tai o ceapă. Când voință? Ultima oară că te-a rugat să tai ceapă. Pentru ce mâncare? Ca să-mi aduc aminte. Nu mai știu pentru ce. Ultima oară. Nu mi-aduc aminte, sincer. Dar nu mai știu ce am gătit ultima oară. A, pastele. Acum chiar nu m-a deranjat că mi-a ieșit ajutorul. Doar că atunci când ai venit la mine, nu când ai venit la mine în dormit, când ai strigat de mai multe ori, tocmai atunci am dătuse, cum ar fi, n-a avut tare ca să mă masez pe picioare, că mă dor foarte rău. De asta nici nu pot să stau mult în picioare. Și mi-a cerut să mi-a dat ăla să fac masaj. Și mai atunci nu m-ai chemat tu. Și nu m-a mai masat, m-am lăsat mai încolo să mă masez. Nu mă deranjează când îmi cere ajutor. Din contră, îmi place să facem amândoi ceva. Să dau focul mai încet. Mai pune mai multă apă, ca să nu se lipească. Da, e cald în casă. Ce? E frig.